Spitalul județean din Sibiu are conducere militară. Valul 2 al pandemiei a găsit unitatea medicală nepregătită, iar singura soluție găsită de Ministerul Sănătății a fost ca medicii militari să impună cu rapiditate reguli noi. Povestea acestui spital o vedem la Pacient în România. Pregătită a doua zonă de terapie. Noi am cerut aprobare de la Direcția de Sănătate Publică pentru 22 de locuri. E adevărat, puțin supraaglomerate ca să creăm, dar nu ceva ieșit din comun. Am primit aprobare pentru 18. Spitalul județean din Sibiu nu este în totalitate COVID. E unul din motivele pentru care conducerea civilă nu a știut cum să reacționeze atunci când în camera de gardă ajungeau sute de pacienți zilnic, de la câteva zeci la începutul pandemiei. Avem aproximativ 280-300 de paturi pentru pacienții COVID, cu tot cu terapie, și restul până la 890 de paturi sunt paturi verzi. Adică, clar, activitatea trebuie să se desfășoare pe cele două zone total distincte, fără să ne amestecăm unii cu alții. De aia, unitatea de primiri urgențe să rămână unitatea de primiri urgențe verde. Lucru care nu se întâmpla înainte să veniți dumneavoastră. Se mărește capacitatea de primire a pacienților suspecți și de infecție cu COVID și COVID confirmați. Sperăm că populația să fie conștientă de aceste riscuri. Știu că pentru toată lumea este greu și deja suntem un pic cam sătui toată lumea de aceste restricții, dar cred că ar trebui să mai avem un pic de răbdare, să trecem cu bine peste aceste restricții. Dacă nu, din păcate, cred că după sărbători ne vom confrunta cu un număr destul de mare de cazuri, dacă lumea se va relaxa un pic prea mult. Județul Sibiu a avut rata de incidență peste 8 la 1000 de locuitori, cea mai mare din țară. A fost momentul în care autoritățile au impus carantina. Restricțiile au avut efect, iar spitalul a revenit pe linia de plutire, administrat și de o conducere militară. Când am ajuns la Sibiu, în curtea unității sanitare se făceau lucrări de extindere a secției de primiri urgențe, ca să poată fi asigurate circuitele separate pentru pacienții infectați cu noul coronavirus și cei cu alte afecțiuni. În această structură modulară asigurăm inclusiv saloanele de resuscitare necesare unei unități de primiri urgențe, fără a mai fi nevoiți ca pacienții gravi să trebuiască să introducem în zona UPU non-COVID. Și secția de terapie intensivă a fost extinsă. Acum sunt 28 de paturi. Pacienții sunt în stare gravă, aproape toți intubați. Puțini sunt cei a căror stare s-a ameliorat. Când am ajuns la spital, era foarte rău, tușeam foarte tare, nu puteam să respir, nu aveam oxigen. Și să le dea Dumnezeu sănătate angajaților acestui spital, că se ocupă foarte mult de pacienți. E o perioadă grea și diferită, de fapt. Că munca în terapie întotdeauna a fost o muncă mai specială, dar acum și costumația ne îngreunează munca și evoluția foarte rapidă a unor pacienți nefavorabilă. Medicii militari care au venit la Sibiu au reușit să facă circuite speciale împreună cu cadrele medicale, iar acum situația este mult mai bună. Doctorii de acolo au o explicație pentru faptul că gestionarea epidemiei în spital a fost scăpată de sub control. Pe fondul scăderii numărului de cazuri, după primăvara, urma vara, cazurile au scăzut, terapia intensivă s-a menținut așa la un nivel destul de rezonabil, după care a început să se umple, semnalul n-a fost luat în considerare, după care nu s-a sesizat faptul că vine valul. Adică faptul că de la zeci de pacienți pe zi am ajuns la sute de pacienți pe zi, în momentul în care curba epidemică a început să crească, reacția a fost lentă. Medicii spun că rigurozitatea militară a salvat situația spitalului. Structura modulară era plină, în curte erau 100 și ceva de pacienți care așteptau să fie testați și continuau să vină. Toate spațiile de triaj, de pretriaj erau ocupate.
și ni s-a cerut să trecem pe circuitele roșii. Am reușit ca de la ora 8 și 13 minute să ne mutăm din această zonă care era zona verde, în zona verde, dislocuind altă secție de acolo, iar la ora 14 și 2 minute am primit primii pacienți. Până seara am primit 38 de pacienți în stare atât de gravă încât unii dintre ei au decedat la o oră de la sosire. Poate că diferența este făcută nu de statutul militar versus civil, ci pur și simplu diferența este făcută de faptul că în mediul civil uneori ne precipităm. Și poate că nu analizăm atât de bine decizia pe care o luăm. Nu o planificăm și nu urmăm cursul de acțiune conform planificării. Nimeni nu este perfect. În schimb, în fața acestui virus, dacă lăsăm o mică breșă, cu siguranță că ne va surprinde. Sunt trist pentru că a fost un eșec pentru spitalul nostru, dar mă bucur că am avut această experiență, pentru că am învățat și lucrurile astea vor rămâne. Și mai ales antrenamentul odată făcut e ca mersul pe bicicletă, nu-l uiți niciodată. Medicul Călin Cipoian spune că la Sibiu valul 2 al pandemiei a adus multe cazuri în căminele de bătrâni. Aici avem două paciente, așa. Centre de bătrâni? Da, sunt de la centre. Pacientele necesită îngrijiri și avem și cazuri foarte grave. Avem paciente care, apropo de complicațiile trombotice care vi le-am spus, avem o pacientă care are 3 accidente vasculare cerebrale și supraviețuiește. A fost o luptă. Da, mă bucur că am trecut peste ea. Este o pacientă care e o mare supraviețuitoare. Am avut un hematom, sau cum se numește, sâmbătă am venit. Au intervenit medicii, sigur că sunt mai bine și aștept să fie mai bine cu tratamentul pe care îl primesc. În afară de asta, am găsit test pozitiv. Am avut pacienți din spitale Cămin, care e zona cea mai sensibilă a acestei pandemii. La Sibiu au fost până acum peste 17.000 de infectări. Anul 2021 a început cu o speranță de mai bine, pentru că a apărut vaccinul anticovid, a început vaccinarea în România, inclusiv la Sibiu, însă până la imunizarea a 60-70% din populația țării trebuie să păstrăm în continuare măsurile de protecție, adică purtarea măștii și păstrarea distanței fizice.